Cei mai buni pompieri militari din țară se întrec pe stadionul municipal din Târgu Jiu. Începând de azi, se desfășoară în municipiul nostru etapa națională a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, ediția 2023. Pe stadionul municipal se întrec pompieri salvatori din județele Gorj, Sibiu, Bihor, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Cluj, Argeș, Mureș, Bistrița Năsăud și din municipiul București. În această dimineață a avut loc deschiderea oficială a concursului, urmată de probele pistă cu obstacole și ștafetă 4x100 de metri. Mâine, începând cu ora 8:30, se va desfășura la sediul ISU Gorj de pe calea București proba scară de fereastră, iar începând cu ora 16 se va desfășura pe stadionul municipal proba realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Concursurile se vor încheia joi cu festivitatea de premiere, care va avea loc tot pe stadionul municipal, începând cu ora 10:30.